Primul lucru care mă bucură este că am reușit să vin. Eu consider că faptul că m-am ținut de poezie, nu m-am lăsat, rezultatul maxim a ceea ce am făcut este, până acum, este faptul că m-ați invitat dumneavoastră la festival, că am ajuns la acest festival și că sunt participantă și că am primit premiu. De uitați cum arată. Care-i numele? Ai făcut poză și la aia, da? Nu știu numele. Da. La aia. A noua ediție a festivalului, a noua emoție, a noua bucurie, a noua așteptare în plus. Am invitat 13 state, ne-au onorat 12. A adus nou faptul că fiecare din cei care vin, practic, ne reprezintă pe noi. Pentru că ei pleacă cu o nouă Românie, cu un nou Banat, pleacă cu matricea culturală românească. După puterile noastre, întredeschidem această ușă care arată un românism, o spiritualitate română și o poezie adevărată pe care ai șansă să o ratezi dacă nu ești atent. Adică o Românie pe care nu o poți cunoaște ca turist, o Românie pe care nu o poți cunoaște nici din cărți, o Românie care se deschid doar celor care vin ca prieteni, care sunt ambasadorii țărilor pe care le reprezintă aici și care, de fapt, în continuare devin ambasadorii noștri. Sunt doctorița lui, deci îl iubesc în mod deosebit. Și îl rog și mulțumesc că a venit. Am fost eu anii dragi oaspeți. Aduc aici salutul Uniunii Scriitorilor. Uniunea Scriitorilor împlinește 70 de ani. 70 de ani, cum împlinesc și idealele Iași, Cluj și Timișoara Uniunii Scriitorilor, orașul cu poezii. În urmă cu mai puținile de poezie, după aceste întâlnire, Reșița a trăit un timp semnul poeziei, într-un timp când a ne întâlni aici, înseamnă practic, fiindcă Ljubica Rajkić și n-o să ne povestească. Ea a apărut la editura Academiei un volum Trăit-o veste. N-am trăit-o ideea fi. Fața plânsă a Balcanii din preajmă. Iată că acest om e frumoasă. Despre un ținut nemaipomenit. Despre omenești. Nu fața plânsă a Balcanității. Vă mulțumesc! Liceul cu predare și cu predare limba engleză de la Iate, salut prezență și în mod deosebit prezență că... Unde am participat în videoconferință și județul de la Rastăvinic și de aceea am participat la o conferință a dumneavoastră că plăcută să lucrați pe județul nostru de zilele drag de județ și să mai reveniți pentru că ne faceți cinste iar noi ne bucurăm de... Alături de mine și acest festival a fost nu doar moral, ci și cu un ajutor cu părintele al Nicodian și pe grota Montușuveț, așa încât vă rog. Onorat prezidiu, dragi prieteni al poeziei, așa cum se știe, cred între mari sfinți, dacă ar fi să numim pe câțiva, ne-am putea să uităm pe Niceta Veneziana și faptului că Biserica întotdeauna i-a privit pe lucruri ce nu se puteau transmite altfel prin poezia lor
Iar alte ore au prins binecuvântate fricini în această perioadă și la Episcopia Canaseului și lui avem vorba. Lie! Haideți de ori ce vreau. Domnule prefecte, toată lumea, vă rog, mai grație.